Odată cu creșterea numărului de infectări, autoritățile se văd nevoite să transforme tot mai multe spitale în unități suport care să-i primească pe bolnavi. Ministerul Sănătății lucrează deja la mai multe scenarii în cazul în care situația se va menține pentru a aloca alte locuri din celelalte instituții sanitare. Asta în detrimentul celor care suferă de alte afecțiuni. În tot acest timp, cele mai multe dintre spațiile care ar fi trebuit să devină spitale de campanie stau nefolosite. Fie nu au personal medical, fie nu s-au obținut toate avizele. În urmă cu 4 luni, în apropierea Bucureștiului, pe șoseaua Chitila, cu ajutorul unor companii private, a fost amenajat un spital de campanie. Se întinde pe o suprafață de 7500 de metri pătrați și aici ar trebui să fie un centru de triere, cazare și tratare preliminară a bolnavilor infectați cu SARS-CoV-2. Încă nu e funcțional. În acest spital de campanie vor fi internați pacienți cu forme ușoare de COVID-19. Încă din luna aprilie aici au fost montate peste 200 de paturi. Între timp a fost făcută și lista cu medicii și asistentele care îi vor îngriji pe bolnavi. Doar că unitatea nu funcționează pentru că încă nu are autorizație de la Direcția de Sănătate Publică. Totuși trebuie să funcționeze la toți parametrii, vorbim aici și de siguranța pacienților. Este un proces pe final și în cel mai scurt timp va ajunge să trateze primii pacienți. Un alt spital de campanie ar trebui să primească bolnavii din zona Moldovei. Investiția de peste 13 milioane de euro e abia la început. Teoretic, aici, din cele 246 de paturi, 103 vor fi de terapie intensivă. Sperăm ca la sfârșitul săptămânii viitoare, spitalul în ansamblu să fie pus în funcțiune și dat în folosință. Desigur, cu condiția parcurgerii câtorva etape premergătoare, în primul rând instalarea tuturor echipamentelor medicale, în special a celor din secțiile de terapie intensivă. Un alt spital mobil amenajat în comuna Lețcani, din județul Iași, este ridicat de o asociație care se află în subordinea Consiliului Județean. Zilele trecute, această asociație a fost amendată cu 60.000 de lei de Curtea de Conturi după ce au fost găsite nereguli în strategia de achiziție a modulelor și echipamentelor. În Timișoara sunt ocupate toate locurile de ATI destinate celor cu SARS-CoV-2, așa că autoritățile au mai trimis acolo încă o unitate mobilă de terapie intensivă. Una era deja instalată la Spitalul de Boli Infecțioase din oraș, iar a doua, cu 12 paturi, va funcționa în curtea Spitalului Județean. Vor fi medici și personal din cadrul secției de ATI a Spitalului Județean, astfel încât îngrijirea pacienților să fie una de cea mai înaltă calitate. În acest moment, 7413 persoane depistate pozitiv cu SARS-CoV-2 sunt internate. Problema cea mai gravă rămâne cea a locurilor de la terapie intensivă. Sistemul de sănătate din România poate să acomodeze scenariile pe care, mă rog, care se potrivi, însă trebuie să ținem cont și de faptul că atunci când iei un spital într-un circuit non-COVID și îl transformi în circuit COVID, practic se face în detrimentul celorlalte patologii. În total, în țară, pentru pacienții cu forme grave de COVID-19 sunt 2216 paturi în secțiile de terapie intensivă, însă mai puțin de jumătate sunt dotate cu ventilatoare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.